E ca la ore fixe, mă, crash-uri, crash de joc care forțează crash de mâine, deci nu știu, n-am pus Darius, n-am pus vezi nimic. Și erau făcut la fel. Cred că de la joc, nimic alt, niciun alt joc nu face asta. Adică ceasul, poți să setezi ceasul în fiecare zi când fac stream-ul de, pare că de Windforge, crash, deci cred că trebuie să schimbăm altceva. În fine, bineînțeles, niciun nimic din progresul nostru nu s-a salvat, dar avem o idee. Luăm tot, relativ. My god, cât gunoi avem pe aici. Luăm tot. Și sperăm că putem să mergem. Vedem ce putem să facem acum de el. Putem să facem cărbune, nu trebuie, putem să facem cauciuc. Și o să facem tot cauciucul. Cărbune, hai să zicem că avem destul lemn. Să facem și destul cărbune pentru una alta. Ce ne interesează pe noi, să facem un mic mătoraș. Am uitat cum să fac un mic mătoraș. Ok. Nu mai facem shotgun, nu consum prea mult. Aceeași întrebare pe care am primit-o. Denis, Vert a vrut fața vreodată. Cândva, eventual. La 70 de ani. Atacu! Și mi-a făcut un sandwich. Nu pot să vorbesc ca Mo atât de des pe cât aș vrea. Două motorașe. Vrem să facem niște mașini de cusut. Așa cum avem mașina de cusut. Acum că avem mașina de cusut pe undeva. Mai trebuia un menu aici. Deci inventoriu, da, înțeleg, eu nu. Inventoriu are, putea să fie mai bun. Ok, clothes, nu ne interesează clothes. Clădiri de la sewing machine? Nu, la sewing machine interesau altceva. Ok, stai un pic, salvăm jocul, că am făcut asta, nu prea știe. Balon de zeppelin, ave... Oh, 150 ne trebuie. Frânghie. Ce fac eu frânghie? Praf de pușcă, putem să facem praf de pușcă? Bă, băieți, putem să facem praf de pușcă. Tot praful meu de pușcă vreau să-l fac. Okay, și acum mai mergem înapoi să facem cărbun. Că pot să fac muniție atunci, rezolvăm problema pe care avem cu muniția lipsă. Relativ. Adică sulfuri cam rar. Workstation, putem să facem cizme de negustor. Explorer jacket. Pants, flak pants. De ce nu poți face altceva? Cum ar fi... De ce poți face... Explorer jacket. Cloth. De ce fac eu cloth? Flak pants, glass... Antidot, artilerie. 14 numai proiectile de... și cer lingoturi de fier. Sau putem să facem muniții de pușcă, serios? Și asta... Toate cer fier? Cam da. My god. Hai să începem la arme, că am uitat să facem... N-am uitat să facem cuțitul, că fac divers, de vânătoare. Și n-avem de ce să facem altceva. Hai să vedem ce e de vânzare pe aici. Să explorăm satul ăsta. Nu? Înapoi la gunoi, cutie cu voi. Și cu praful de pușcă, tot. Tot ce nu vrem să vindem trece înapoi. Mai mult să mă obțin și motorul ăsta mic. Da. Așa că n-am zis tot, mă refream la tot. Muniția o ține, asta, da. Putea să-l punem pe navă. Altă ocazie. Turelele de bronz, putem să le vindem, motorul le vindem. Butterball-ul trece acolo. Îl vindem, îl folosim pentru bonusul de wisdom. Te întreb dacă ăștia care au făcut armorful să facă un joc cu avioane și vapoare? Probabil, dar întâi să facă jocul cu tankuri, nu crezi? Probabil o să facă, de ce să nu facă? Dacă ved că lumea e interesată și World of Warships o să aibă succes și... poate. Dar nu mă gata o să facă, adică... luptele moderne aeriene și naval, nu sunt de interesante, pur și simplu care trage cu cât mai multe rachete și care are cât mai multă apărare automată, antirachetă.
ghidată. Și care e mai stealth. Ar putea să fac în cu avioane din Corea. Adică Saber-uri și un pic mai multe, Corea, Vietnam, care se bazeau în continuare pe tunul pentru rachete, erau ca dracu de ineficiente și trebuia să-l aliniezi în anumită fel. Nu erau de te uiți la ăla și duce racheta acum la 180 de grade. Na. Dar poate, rămâne de văzut. Fiți neați, să le ținem, că avem prost obicei să ne pierdem picioarele. Pușile vânătoare vindem, vânătoarele diesel le vindem, cuțitul ținem, pantalonii ținem. Da, trece acolo. Da, acoperișuri. Da, te vindem. Shotgun-ul tăiat, îl vindem. E de căcat. Luneta o ținem, motoarele le vindem. Asta rămâne, asta îl ținem. Asta îl vindem, sniper rifle-ul ținem. Motorul diesel de... Avem 3, ok, le ținem și le înlocuim, de fapt, ale noastre. Elicile... Pentru că nu putem să facem oțele încă le ținem pe toate. Banii nu sunt atât de problematici. Deocamdată. Lemn. Platforme, 74 de platforme. Acoperișul, poate să-l folosim la ceva. Trapă, stații de bunco vindem, zeppelinul vindem. Bun, ok. Acceptabil. Ok, pușca de vânătoare acolo, magnum nu prea momentisează, cuțitul acolo. Motoarele, am uitat să pun motoarele. Motorul aici. Cred că alea de jos erau slabe. Iron diesel, steel diesel, ok. Bang, bang, bang. Car prea multe, nici nu știu despre ce vorbești, că l-am pus pe la prost. Cam asta l-am pus pe la prost. Uite, am dat click un pic mai stânga și s-a întâmplat. Și cum avem 30.000 de putere și 15.000 necesar. Stai un pic, ce? Nu mai știu dacă e mai bun decât asta. 5.000 putere produsă, 5.000 putere produsă. Da, e mai rezistent, da, le-am pus. E, putea să le vindem. Nu contează. Și mai greu. Ok. Salvăm jocul și am dat cu capul și lasă cad jos, serios. Ia să ne uităm noi cu scopul ăsta. Bang! Și murdăria dispare. wow, orașule, arăți interesant. Noi avem bani, avem ceva bănuți. Ce aveți voi de vânzare? De ce încă aveți fier? Trebuie să fiți mai luat cum să luați. Văd niște harpoane acolo. Serios? Și bineînțeles că suntem aici la jefuit. Întâi jefuim, după aia ne uităm la magazine, da? Bani. Bani, 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 bani. Alternativ, putem să ne uităm acum la magazine. Grenada de contact, muniție de artilerie. 800 pe 101 de proiectile? Ok, sunt de acord cu asta. Muniție de heavy machine gun, 3000 pentru 1000. Ok. Hai să vindem ce avem de mult. Crap, crap, că am uitat. Am uitat complet. Bonus de wisdom, vă rog. Merchant boots. Mai e ceva care are merchant bonus de wisdom? Wisdom 3, wisdom 3. Mi s-a dus vocea dintr-o dată. N-am mânuși, oricum n-am mânuși, nu aveam mânuși. Hai, mă scuzați. Nu-mi trebuie. Toate trurile astea nu-mi trebuie, dăm 7000 de gil pe ele. Motorul ăsta e de căcat. Pușca de asalt nu-mi trebuie. 39, cred că... Ia să luăm pe clothes. 39, ăsta-l ținem? Nu, nu-l ținem. Bronze flag jacket. 44 armură nu ne trebuie. Astea cred că cizmele astea nu ne trebuie, că sunt mai bune astea, nu? Da. Pantalonii ăștia nu ne trebuie. Coiful ne trebuie, că e mai bun decât ăsta. Cât are ăsta? 48, ăsta are 26. Nu ne trebuie, bun. Arme! Puș de vânătoare, două. Nu ne trebuie. Cuțitul ține, magnumul avem
două, vindem unul din ele. Shotgun-ul, du-te neba. Pușca de lunete e bine. Ține Magnum un casc, că găsim altceva. Mâncare, nu vine nimic de aici. 7 elici. Niște pietriși. Na, tot l-am cărat după mine. Motor diesel, 8 de fier. Poți să le iei, carne o ținem. Nu ne trebuie, nu ne trebuie, nu ne trebuie și nu ne trebuie. Cum a dat? A, da, și ăstea. Bun, și acum, ce ai tu plătit? Nu, ne uităm după. Că după aia iar iau ce nu trebuie. Dar da, decât dacă nu insistă pe ideea că, băi, nimeni nu a făcut un joc în al doilea zi mondial cu vapoare ca să fie adevărat. Adică e loc să fac un joc cu vapoare din al doilea zi mondial, cel puțin până iese War Thunder-ul, încă l-ar face ea competent, dar să-l facă mai realist decât îl facă ăștia cu World of Warships. Ha-ha! Domnișoară, tu ce vrei? Îți place să vorbești cu străini. Ok. Probleme, mă, ta... Bănuți? Aha, aha, aha. Pe aici, cu bărân jos. Interesant orașul vostru. Tu ai mâncare, zici. Și aer. Da, bun. Deschide trapa creștine. Ce aveți? Ce aia? Training de vitalitate. Nu, mă înțeleg training de strength pe mine, dar... Aveți o masă de măcelar, dar cred că nu pot să folosesc. Ok. Și un magazin de carne. Bun. Mhm. Stai mai ceva pe aici. Wow, uite pula mea că mai pe aici. Mă, este mult pe aici. A, și-am căzut prost. Tu, Trevor, nu știu cum. Ai un nume interesant, probabil să am un quest cu tine cândva. Da, tu ce vrei? Archisteel. Okay. Dacă am un nume, probabil o să vină la quest-uri. Trebuie să facem un acoperiș de acum încolo. Wow. Niște bani. Eww. Machine shop. Grappling gun. Grappling gun. Deci, gun, nu hook, nu cârlig de agățat. Full plate armor, da, ne trebuie niște oțel ca să facem și noi asta, să-l avem la noi în vaporul nostru. Yeah. Mm. Sau poate ne trebuie mașini ca să facem... Da, un pic. Ingoturi? Poate? Nope. Bine, fie. Ce e asta? E ceva. Ceva mai mașini și a metalworking station. Sau poate ne trebuie o stație de lucrat metal. Poate și aia. În fine. Explorare, nu a omorât pe nimeni decât pe mine imediat. Ah, ce e cu tine pe aici? Training in strength. Am 46.000, pot să vin să... Nu cred că am destui bani să fac, dar... E bine de știu că ești aici în colțul lumii, unde o să uit probabil că existi. Cafa divers, tovarăș. Ce ziceți voi de Windows 7? Știți că teoretic l-au pornit, da? Puteți să luați acum gratis. Windows 7, Windows 10, mă scuzați. Nu? Ați auzit? Ați fost informați? Aha, aha. Number, shoes, receipt, soldier, helmet, ai, prea complicat satul ăsta și... Vreau să vin să... Vreau să caut întâi să mă asigur că nu iau... Nu cumpăr niște rețete pe care pot să le găsesc în orașul ăsta, din păcate. My God! Hai să mergem la... Nu știu ce au ăștia vasuri mai mari. Nu fac mă reclamă, sunt curios, adică mă tentează în joc, dar aștept să nu mai fie în beta, cum ar veni, știi? Când toată lumea abia acum l-a luat și nu s-au văzut toate problemele masive, dar e gratis! Toată lumea zice numai lucruri bune despre ele, mă, aproape toată lumea. Și am auzit și eu. Mă... Ce părere aveți? Credeți? Schimbați? Prima ocazie îl instalați? Adică puteți să luați gratis, asta zici. Marele plan al ăstora, al lui Microsoft, de a domina piața, nu? Un program de operare gratis. Iau destui, nu știu care e faza cu... De ce el de gratis? Adică... Ideea lor e simplă, vrem să vă dăm Windows 10 gratis și ca să nu... Asta e ce zic ei, știi?
ca să nu mai fim nevoiți să menținem customer service pentru Windows 8 și 7 și Vista și ce dracu mai au ei. Ce e aici? De ce e închis? Și aici jos este aer liber. Oh, crap! Bravo, Paloro, era să mori. Orașul ăsta e foarte ciudat! Hai să... Salut, Alpha Operation! E seara deja, bă. Ai venit în ultima oră din... Nu neapărat din seara asta. Pum, fac o pauză după ora asta. Și după aia văd dacă mai joc să... What the fuck? Ce e locul ăsta? Locul ăsta este ceva... Acum, pe unde găsiți o intrare? Și cum ajung înapoi sus? Oh my god. Hop! Tadadă. Dar nu, serios, ce credeți de Windows 10? O să vi-l instalați cu prima ocazie? Chiar acum l-ai instalat deja? L-ați instalat deja? Vreți să-l instalați? Așteptați să-l facă beta testing alții înainte să vă băgați voi? Ce e cu căcaturile astea? What the fuck? Ce e locul ăsta? Cu ce se mănâncă? Și ție-ți place să vorbești cu străini? Bravo! Arată mișto, nu știu la ce folosesc, dar arată mișto. Tu mă antrenezi în înțelepciune. Bravo, ok. Cutia aia deschide? Nu. Deci e de formă. Ok. Tot asta e de formă. În afară de fapt... am venit să mă înveți aia. 20 de minute îmi pui tu întrebările. Nu, stai un pic. Urichi, inimă de leu, a? Aveți leu pe planeta asta? Că... Au, căcat. Pot să vă demolez un pic scările? Nu, acum am văzut ăla acolo. Fucking hell. Pot să ies un pic pe aici? Nu, că n-am pe unde să... Cârul meu, ce-i cu locul ăsta? Fuck it, ălea o să vedem noi cu altă ocazie ce e acolo. Păi n-a ieșit, teoretic. Deci poți să-l iei, Alpha Operations. Teoretic, așa zic ăștia. Ieri? Sau alalteri? Zilele astea, știi. Avem un cuțit titanium tripă... Ăla-s de aruncat. Mă cac pe cuțitele tale de aruncat. Mie nu trebuie cuțit de aruncat, bă. Mie trebuie cuțit de jugheat oameni cu ele. Am gloanțe dacă vreau să fac damage de distanță. Adică nu? Nu da asta să învăța gloanțele. Că cineva a vrut să arunce cuțit și a zis, bă, ar fi mișto dacă aș avea mai multe cuțite. De aruncat odată, nu doar unul. E dracu. Orașul ăsta e ciudat. Din păcate pentru mine. Eu personal am impresia că aștept câteva luni să văd cum rezistă instalarea asta curentă. Cât fiere acolo. Instalarea asta curentă de Windows înainte să crape. Aleu, balora. Uite așa, mortu. Ca un bou. Și după aia îl instalez, după ce o să fie reparate problemele, adică... Să zicem că multe lucruri ies cu bug-uri zilele astea, inclusiv jocuri. Na. Sper să nu mă atace nimeni că am spart eu zidul vostru. Nu, nu mă atacă. Cum rămâne cu economia, mă? Aia, înapoi sus, în dreapta e ceva. Exact, măi băieți, cum rămâne cu economia? Stai un pic. Tine am vorbit? Da, tu ai barul. Zup. Ați curios, anunțați-mă. Cei care nu m-ați anunțați, gândiți-vă bine, Windows 10. Bă, mai e ceva în dreapta? Nu, deci orașul duce în jos. The fuck. Hai să vedem dacă găsim magazin în comun ceva, unde să luăm niște lingouri de oțel ca să facem machine shop-ul. Și să ne uităm ce mai au ăștia. Bravo, Paloran, așa, închide ușa când ești la jumătate. Vreau să vorbesc cu tine. Sau am putea să cumpărăm o stație respectivă.
Grenadă lipicioasă? N-ar strica să știm. Hai să vedem. Nu că aș folosesc eu prea multe grenezi. Na, probabil nu o să fie atât de folositoare, dar e bine să știu să folosesc la un moment dat. Cuțit. Am și eu așa ceva. Grenadă fragmentație. Cuțit de luptă. Care este între cuțit de luptă și cuțit normal? Pare că n-am cuțitul ăsta de luptă. N-am fac. N-am cuțitul ăla de luptă, trebuie să învăț să-l fac, nu? Și cam atât. Mă dezamăgești. Mă dezamăgești. Ei. Ce vânzător mă știm noi pe aici. De ce mă duc în direcția asta? Nimeni nu știe, dar mă duc. Să explorez zona asta, orașul ăsta ciudat. Presimt eu că orașul ăsta ciudat are nevoie de explorări serioase. Aha, aha. Bun! Butterballs! Butterballs, da. Nu știu de ce mă urc pe aici, dar dacă e un loc liber, probabil a fost făcut cu motiv, că lumea asta nu e generată automat, teorie, dacă ți-mi bine minte, cum e în Minecraft și alte jocuri genul de lumea se autogenerează. Deci tot ce e făcut aici e făcut cu un cap relativ, cred. Nu știu, ți-mi bine minte. Ah, pare că acolo n-am fost. Dacă aș putea să cad pe aici cum trebuie. Fuck that! La Windows 10? De ce, Laure? Ce ai tăi cu Windows 10? Nu vrei să asiguri dominarea globală a Windows-ului, a Microsoft-ului? Nu, că n-ar avea dominare globală, că fapt de vezi, nu. Ole! Crap? Maestru în... Maestru atât timp cât nu-mi iese, că nu-mi iese, nu mai sunt maestru. Eșuez, lamentabil. Da, ce era să cad acolo? Pot să mă învăț, știu să fac, să gătesc. Știu să gătesc... Au, ăla, ce ai tu? Ce ai tu pentru mine? De vânzare, cărbuni, nu mă interesează. Nu mă interesează, nu mă interesează. Poate mă interesează, dar... Nu mă interesează. Hai să-l om. Probabil o să folosească la ceva. Mai bine să știm să facem tot decât să nu știm să facem chestii interesante, nu? Nu? Sunt de acord cu asta. Iar încă sus buscări. Ok, în partea asta atunci. Ce e cu tine? Oh, agilitate. Clar că era agilitate, ce putea să fie. Ce e cu tine? Dacă îl dau gratis, clar că ceva nu e în regulă cu el. Cine o știi, poate e hacker care o să ne afle secretele mundane din calculatoare. 1. De ce nu fac live-uri în engleză? 3. 2. Nimic. Ceva altceva. De ce nu fac live-uri în engleză? Adică... O să fac live-uri în engleză? Am așteptat să-mi fac un program ca lumea. În mare parte o să încep să fac live-uri vinerea în engleză. Ah, tu! Tizdea mătii. Am fost acolo jos? Am fost acolo jos, că e treapa deschisă. Fac. Orașul ăsta mă îndevează, deci... da, bine. Ok, fie, cum zici tu, da, aha. Am bani, îmi permit. Aha, aha, aha. Program care nu mă țin de el. Mă țin de el, pe cât posibil. Când o să pot să fac, o să pot să fac. Dar e mai bine decât să n-am niciun program. Aia, mă gândeam că era potențial să fie stupid de manevră. Potențial de prostie. Multă. E... program, în mare parte, dacă nu s-a acolo, înseamnă că nu fac, că au intervenit ceva. Unii oameni n-au tot timpul liber. Dacă aș trăi doar din stream, da.
Mi-aș face programul, m-aș ține de program, nu? Dar cum încă nu fac bani din stream, pot să-mi zic, oh, păi nu, n-am muncă, n-am oameni de făcut, n-am muncă în casă de făcut, că trebuie să fac bani ca să am, îmi permis trăiesc, nu? Prin stream, dar... Dă-i tu din cap și spune-mi unde dracu am... Am fost până acolo și nu era nimic acolo, nu? Așa ți minte, fuck it. Înapoi sus! Înapoi sus! Mă cag pie... Fuck it. Fuck it! Mă cag pe satul vostru, what the fuck? Adică arată interesant, îmi place, dar e foarte stupid de manevrat. Hai să vedem dacă putem să mergem pe aici. Cumva... Este ceva aici, este un mare pix. Valora 0, jocul 1, cum adică? Explica. ok, hai, băi, voi, da, era la... Fuck. Mi-am adus aminte, și în partea asta, hop. Bănuți? Ce e în zona asta? O, ai ceva, cred. Ole! E o fix pula. Ok. Hop! Pe acolo e ceva? Nu, este ceva... Da? Cum ziceam, v-am spus eu de mai multe ori. Întotdeauna coborâți în zone pe care nu sunteți siguri cu cârligul agățat de ceva. Aha, știam eu că pe aici ceva. Cred că poți să... Fuck it. Mini Minecraft, dar în 2D. Da, numai că în Minecraft îți trebuie moduri ca să faci ceva care zboare. Și azi zice că jocul startă mai bine. Și are și o lume, o poveste, quest-uri, nu doar fă ce ai tu chef să faci. Poți să faci ce chef de făcut în jocul ăsta, dar nu, poți să vânezi balene. Și mai departe. Acum trebuie să mă întorc înapoi. Sau să vedem ce e în groapa aia. Dacă toți suntem aici, să ne mai întoarcem. Da. Bravo, uite, pus ca lumea, cârligule. Terraria Minecraft, asta e Minecraft 2D modat. Da, zice. Deși Terraria era destul de diferită, are mult mai mult combat Terraria. Ce e în groapa asta? Nu știe. Ce-i cu insula asta? Oh, e diferită măcar, putem să explorăm, mai salvăm ocazional. Bă, fiecare, mie mi-a plăcut Minecraft. Dar... Crezut că am prins cârligul și era să mă duc. Și sub mine numai pământ, bravo! Olei! Crap, că aici nici nu-i nimic. Ok. Fuh. Hai, ce fac acolo? Zzzup. Steel plate block. What? Ce? Aia. Stai un pic, ce zicea asta crede? Armură de fier. Oțel! Mai e ceva interesant de explorat pe aici? Nu, trebuie să mergem înapoi sus acum. Înapoi în barca noastră. Nu, no, nu o să fac. Nu mai joc Minecraft zilele astea. Plus că nu jucam Minecraft serios, jucam pe pacifist. Săpam! Construiam chestii cu ce se mandă, deci nu băgam creativ, știi? Dar... săpam. Munceam și făceam cu din proviziile pe care le luam. Început să la un moment dat să fac o mare hală subterană, dar m-am plictisit. E, Minecraft era mișto să faci ce aveai de gând să faci, ascultând podcast-ul și acela. La fel și cu ăsta mă gândesc. Dar mi se pare că ăsta e mai interesant. Da, nu-i 3D, dar până la urmă arată mai bine decât Minecraft, jocul ăsta. Arată. Nu pot să zic că nu arată mai bine. Degeaba e 3D dacă Minecraft e ca la Minecraft, dar... E mai distractiv ăsta, adică Minecraft nu puteai să faci asta. Nu trec cu ieșirea. Crap! Au! Au, 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 au.
Au! Nu puteai să faci manevre prostești. Minecraft Story, dar mod, mă, mod. Asta e un joc serios făcut de oameni cu talent, nu de modări. Adică și modări au talent, da. Jocul ăsta e făcut să aibă poveste, da, de la început. E ca și cum aici, oh, pe, de fapt, World of Tanks, poți să-i pui o campanie, să-i facem o campanie la jocul ăsta care inițial n-a fost creat să aibă nicio campanie și nu are mecanicile făcute special pentru campania aia. Mă, tu vedeai ceva? Cuțite de căcat, da, așa e, mi-am o să aminte. Atunci tu vindeai ceva. Dă-te, mă, dă-te, am zis. S-ar fi să nu mai închid de trapele astea, ar fi ceva. Și tu erai cu wisdom-ul, da. Ok, tu de jos. Mă pierd, trebuie să plecăm, trebuie să plecăm de aici, că aici nu mai ieșim dacă nu plecăm de aici. Am, mă, Ricky, inimă de leu. Da, da, mi-am o să aminte când nu era nimic aici. Ne vedem data viitoare. Păi, poate mai târziu să dau altceva. Cred că mă tentează. Adică am văzut că merge, poate dau un People's General mai târziu. Nu o să fie același. Exact. Dar, mă, Minecraft mi-a plăcut. Sunt oameni care nu-l înțeleg până nu încearcă, dar îți oferă libertatea asta, poți să faci ce vrei, să sapi, să... E ceva pentru toată lumea în Minecraft. La fel și în ăsta, dar ăsta are o poveste și dacă nu-ți plac jocurile de două dimensiuni și balenii zburătoare și... Da. Ca elemente de gameplay, jocul ăsta are mai multe elemente de gameplay. Minecraft îți oferă mult mai multă libertate, da? În Minecraft poți să construiești ce ai tu chef. Tot e că știi rețetele. Aici dacă trebuie să înveți rețete, nu poți să te uiți pe internet să știi. Deci, dacă pun cuburile nouă din asta, pot să fac ceva? Cu tine n-am vorbit, mă. B-am vorbit, the fuck. Paolo, nu mai știi ce... Pe aici am fost? Am fost pe aici? Am fost... Nu prea. Ok. Ce este în groapa asta? Este ceva în groapa asta? Puf! Și acel ceva, niște gloanțe. Mai bune decât să le cumpăr. Că fapt divers. Da, Alfa a venit să pună întrebări și după aia să plece. Nici nu mai stă să uită la stream. Nici știu de ce răspund la Alfa. Alfa nu merită. Mă gândeam să-l fac moderator pe chat pe Alfa, dar vână că nu stă la stream-ul, what the fuck? Când ai oameni care nu se uită la stream, îmi dau erp, moderator la mâncă. Cum mă, nu m-am supărat? Da, trecut de m-am supărat cu o singură chestie. Alfa nu m-a supărat. Și nu a fost Alfa, m-a fost... Știți voi cine m-a supărat? Cu problemele lui de net. Și cu pule. Pulelele, pulelele. Bă, în partea aia nu-i ceva, stai că era să ratez, da, în partea aia e căcat. Doamneșoară, hai să vorbim, să văd dacă pot să-ți vând ceva ce nu-mi trebuie mie. Clot? Nu trebuie. Pământ? Nu trebuie. Elice? Nu trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Restul trebuie, cred. Da. Hai să ne băgăm niște străini. Chiar a deschis trapa. Profesioniști mei. Hai să vedem câte puncte putem să băgăm. 1, 2, 3, până la 34, încă 6 puncte undeva trebuie să mai găsim. Unde vrei tu să găsești 6 puncte, băi? Că fapt, vezi, poți să... stai că e acolo, nu am văzut. Ba da, gata, oh, nu sări, rămân, zice Alpha Freshen. Mă fac pe amândoi moderatori. Da, nu, să-mi găsesc un timp în care, adică la pauză. Să văd cum, exact. Modelatori. Bineînțeles, dacă abuzați, vă dau ban și gata, rezolvăm problema, nu? Am impresia că voi știți să folosiți chat-ul de Twitch mai bine decât știu eu să-l folosesc. Ok, ce e în partea altă? Niște insule. Mă, cai pe insule voastre. Dacă n-au nimic interesant, e timpul să plecăm. Să ne ducem înapoi în barcă și să vedem ce putem să facem cu barca aia noastră. Acum, la final de oră, a explorat marele oraș care îi zice... Wurstein.
cam un crembuș, dar nu chiar. Blă. Glăp, glăp, glăp. Fucking hell. Tu poți să-mi dai, nu. Ție ți-am vândut chestia, așa e, așa e. Cu tine parcă am vorbit de ceva, dar nu mai știu exact de ce. Să fim siguri. Helium! Am luat tot ce aveai de vândut. Nu am luat tot ce vreau să fac helium. Stai un pic. Ce era quest-ul ăla secundar? Side quest, hidrogen. Ok. Luăm și heliu. Luăm și hidrogen și dacă avea și apă. Cum are apă? Două. Și luăm și niște, să facem niște cauciuc. E bine? Bine. Noi mergem mai departe. Joke man. Moderator de rezervă. Fă-mă pe amândoi. Dacă e Alpha Operation nu vine, uite, Alaur a fost aici înainte la Alpha Operation. Alpha Operation trădează, acum îți trezești. Știe că începe stream-ul la 5-7, el vine la 8. Nu, chiar vine la 7, are dreptate. Oh, mai avem 9 minute! 9 minute! Mai ales că am pierdut 11 cu Crash. Ui, iam. Nu... Carne, butterball, da, nu. Praf de pușcă, helium, hidrogen, fier, da. Ok. Da, nu știu de ce am luat alea. Nisip, carne, motor, platoșă, nu. Sulf, copaci, le avem destule, dar ok, mai luăm câteva. Și cam atât. Ok, să vedem ce putem să facem așa, nu diminuim. Tu nu mic, măi, Dennis. Mai dă dovadă. După aia o să-ți dau modelator. Fă prezența. Ei au venit de la început aproape. Trebuie să fii mai prezent. Hidrogen. Și s-a dus, gata. Ăla a fost hidrogenul pe care vreau să facem. Ce ne face oameni? Ce ne fac oamenii pentru... running shoes. Shock resistance, damage de la... Ok... Emerald scale running shoe, dacă facem cloud... acid? Ok... Gangster coat, putem să-l facem cu... leather... leather, rubber. Care diferența între leather și rubber? Deals in shady, rubber armor. Nu cred că putem să facem, ne ajută aia cu ceva. Cloth, n-avem. Cloth pants, putem să facem. Gături, oțel. O să vin la toate, bă, nimeni nu mai apucă. Nu știu, eu n-am telefon care să sune. Dacă aveam telefon, îl spuneam. Minor protections, ok. Food wrappings, hand wrappings, nu interesează, puții de vânătoare avem. Platformul nu interesează, putem să facem muniție de... Da, am putea. Stație... Cizme de bandizi, nu mai facem cizme, că deja avem. Cizme normale. Grenada de contact. Niște mânuși mai serioase. Item stash. Pușcă de vânătoare, shotgun sau hunting rifle sau double barrel shotgun. N-am făcut? Nu, nu trebuie, mașină cu suit am făcut, motoraj micuț am făcut, cască de soldat. Ok, să ne uităm la echipamente, primul. Putem să facem o cască de soldat, să facem o jachetă de cauciuc. Poncho cu toolkit. Makeshift. Explorer jacket, gangster coat. Na, cred că o să facem așa. Să vedem dacă mai bun decât noi. Pantaloni din un cauciuc atunci. Fotocauciuc. Ne, deci că mai bun decât rubber-ul. Ah, nu mai am fier. Nu mai am fier, serios.
Serios, nu mai am fier? Ce vorbești că nu mai am eu fier? Nu? Scrie corect Alfa, nu Alpa. Al Pacino! Ați fi să prind ce se discută pe aici. Vreau să văd dacă... Ok. Leather. Să văd dacă e diferența, asta mă spun. Clădiri, zap, baloane, n-avem destul de la... Sper, nimic interesant aici. Misc, motorașe... Și cam nimic interesant. Serios, nu pot să fac? Nu. Okay. Arme. Am văzut deja ce putem să facem noi ca arme. Nu sunt impresionat. Cred că atâta, nu? Da. Ok, să vedem ce am făcut. Așa de final. Am făcut... Cască de bandit de 26 protecție față de 48, ok. Stai că n-am făcut casca de soldat. Derp. Casca de soldat din fier. Cleated. Cloth. Bags with cleats. Extra grip. Serios? Mă interesează. Dar ce întrebe? Întrebe cloth. Cum trebuie să facă cloth? Cred că am văzut... Glass cloth? Chaps. Cum fac cloth? Așa. Cu bumbac. Derp. Crap. Stai un pic. Fără de ce o fac? Tot de bumbac. Aha, mă gândeam eu. Ok. Și vreau să fac... Ok, jaghetă, nu mă interesează. Mănuși, nu mă interesează. Poncho, nu mă interesează. Pantofi... Am făcut... Mă interesează... Ce dracu, mă interesează să fac cu ăștia ceva pe aici, pă, nu? Nu? Cleated boots, a, da. Bine că e dinuțel, nu mai contează. Bun, deci avem armura 19 față de armura 26. Are în armură și e din fier și din piele. Ok, ăsta e doar din fier. Ok. Emerald Scale, Running Shoes, agilitate 6, armură 11, Chemical 4, față de Wisdom și armură 24, dar nu prea ne luăm bucăți în picioare. Și vine, mă, bonusul la agilitate. Ok, și ce am mai făcut? Armură 53, Chemical 9, Wisdom 3, what? Rubber și fier. Și ăsta e din leather, 44. Mai slab. Ok. Doar atât am făcut. N-am făcut ceva mânuși. Whatever. Deci, cauciucul ne dă rezistență chimică, da? Ca să știți. Pantalon de fier cu armură 44. Arătăm... ciudat. Arătăm ciudat. Ce să... Dar, ok. Ce vorbiți, bă, voi acolo? Ia să vedem. Uai, ce-ați început? What the fuck? Parile stemne cu plânsete și cu... nu am chef să... Vorbiți prostii voi în chat-ul. Ciurie asta... Legiunea nu a fost trăbit, ne. Ne. Kevlar și cască, da, ai, că zici tu de Kevlar și cască, vedeți ultimul set de Max Payne în engleză, au început idiot să poarte Kevlar și caști, să zicem greu mor acum, dar da, se apropie finalul, facem o pauză de o oră și dacă nu revin din nou la 8, nu mai revin deloc, nu la 8, la 9, la 9 dacă nu revin, nu mai revin deloc, dacă revin la 9, continuăm cu altceva. Mulțumesc de vizionare, nu plecați după chat. Că vreau să vă dau moderator la cei care am zis care să vă dau moderator și o să dureze până mă descurc. Mulțumesc de vizionare, celor de pe YouTube, ne vedem data viitoare!